suntem din nou aici pe frecvența creativekids.ro by CSID și împreună cu Elefant vrem să vă premiem. Cum să premiem noi acești oameni care se uită la noi și vor să facă activități creative cu copiilor făcând diverse opere? O să facem un elefant din prosoape. Ei, nu-mi spune. Astăzi asta e provocarea? Da. Și voi de ce sunteți în stare, urmăriți-ne filmulețul în continuare și vedeți cât de creativ putem să fim împreună cu Maxim și Isabel. Hai să-i dăm bătaie la elefanți! Ne-am bătat pentru această provocare în camera mea. Și ce avem acolo? Avem două prosoape. Ia să pe arată și mie prosoapele cu care vom construi un elefant. Ce scrie pe prosoape? Scrie Maxim! Maxim. Așa, și pe celălalt? Scrie Isabel. Ia să văd. Isabel. Trebuie să vedem cum facem un elefant din două prosoape ale voastre. Primul pas. Să aruncăm prosoapele în aer. Durule jumătate. Dar hai să lăsăm Maxim în afară. Și rulăm partea superioară, de fapt o singură pare, până aproape de trompă. De fapt, asta ar trebui să fie trompa, asta ar trebui să fie capul, poate să vină chiar puțin mai jos și asta ar trebui să fie. Și ca să facem urechile, trebuie să le desfacem. Cum le desfacem? Ia să vedem cum le desfacem. Și asta e elefantul nostru de astăzi. Ne-am chinuit puțin la urechiușe, dar sper că se înțelege câte ceva din ce am făcut noi. Aceștia sunt ochișorii, am luat două mingiuțe pe care le adoră Maxim și le-am pus ca să facem ochii elefantului. Wow!